Vă salut, oameni buni! Astăzi este o zi superbă. Plecăm de la cabana Belvedere, unde ne-am simțit foarte bine și vă recomandăm și vouă să veniți aici. Astăzi ne dorim să facem un traseu până la lacul Scropoasa. Revenim cu imagini din traseu. Dar totuși, înainte să plecăm, să vă arăt cât de frumos este aici. Ta-da! Domnul Gica, ați venit cu mic dejunul. Da. Și vă așteptăm să ne spuneți cu trofeele. Celebra colecție de clopoței. Celebra. Și mai avem, dar încă nu le-am găsit loc. Știu că sunt din multe țări. Foarte multe țări. Austria, Germania, Elveția, Franța. Deci eu sunt fascinată de colecția aceasta. Luați și prin țară, după site-urile specializate de ne spune și nouă. Era bine să fie domnul Constantin. Da. Din Suie. Hai să-mi vedem eu, primite de noi sau oferite de noi în cadrul taberelor de schi sau taberelor de vară. Mi-e place asta, mă. Ce-mi place. Și aici sunt replici la ce le-am dat copiilor, care au ieșit campioni. Din... Ba de asta, ba de asta, ba de asta, da, 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 foarte fericiți. Și atmosfera, aici, cred că e atât de frumoasă aici când sunt capele. Vedeți, din vederea, fie din 21. Da. Asta este din, tot din 21, dar din aprilie. Mi-ar place să vin cu o tabără de copii. Da, ar fi frumos. V-am mai spus că iarna, eu da? Am fost la o școală. Iarna e spus până doar aici. O să vorbesc, eu am multe prietene învățătoare. Și o să vorbesc să facem o tapă aici. Avem monitori, avem schiuri, avem tot ce ne trebuie. Ce frumoase sunt. Aici avem niște fotografii alb-negru cu primii salvamontiști de la Dâmbovița. Da. Mai sunt și de la, acum sunt la cabana Babele. Aici? E și domnul Constantin aici? Nu, nu. Nu, pe vremea aia eram din Montan. Da. Ne l-am treabă cu... Dar s-a văzut niște bătrâni. Bătrâni acum. Da. Da. De tine. Se transmite când domnul se făceau... Constantin, că suntem bucuroși mereu că venim aici. Când se făceau salvările foarte greu. Erau cu schiurile de lemn. Da. Le-ați văzut pe alea din... Nu ne-am văzut din Voișor? Da. O să mergem să filmăm și acolo. Vechile stații de emisie, recepție... Sunt acolo puse. Da. Noi ne-am luat așa. Amintiri anul trecut. Și acesta l-am pierdut ieri pe traseu. Ah. Și vreau să-mi iau din nou. Deci prima oară am pierdut încălțăminte, apoi rucsăcelul. Și îl vreau din nou. Merg în Foișor să filmez schiurile și... Da, și să ne spuneți cum este pe aici, că dumneavoastră puteți să ne explicați mai bine. Aici un loc de relaxare, balansoar cu două balansoare. A
Aici poate să-și facă cine vine grătar? În principiu, da. Un grătar pe la un weekend nu e nicio problemă. Da. Dar cu condiția să iași ceva de la noi. Da. Acestea sunt schiurile, primele schiuri, da. Primele schiuri. De, printre primele. Spuneți-ne ce aveți pe aici, uite, și sifoane de astea vechi. Antice de... Da. Aici am un piolet mic, nu e... Da? Deci cu acest piolet se făceau sălbării înainte. Acum s-au modernizat, s-au spărțat gheața și... Crampoane pentru gheață, care se atașeau la bocanc. Da. În caz că... de primele schiuri care au apărut. Stația de emisie recepție. Bătrâna stație de emisie recepție. Care... V-am spus, dacă nu... Funcționa pe... Funcționa de aici până la Babele. Da, pe zonă scurtă. Și de la Babele trebuie să transmită altcineva la omul. Așa. Și bucăriți de schi, printre primele, tot așa, foarte vechi, bețe de schi. Clăpari. Clăpari. Chiar un schi de lemn. O, ăla cred că este și mai vechi. Știți de ce n-am intrat noi aici? Pentru că întotdeauna erau grupuri mari. Erau grupuri mari de turiști și serveau aici masa. Se cunoaște cât de vechi este, cât de tocit. Și așa se vede de aici, de la foișor. Priveliștea. Belvedere. Belvedere. Da. De-aia și spune Belvedere. Da. Da. Uite, din bidon de lapte ai și ceva frumos, ornamental. Un loc de relaxare. Foarte frumos. Acces cu mașina. Parcare. Pentru cei care nu au ajuns în această zonă, haideți să vă arăt de ce ne place nouă această zonă. Padina. Padina. Undeva aici este cabana Belvedere. Acolo, Vârful Omul, Hotel Peștera mai jos. Acolo, Babele, Piatra Arsă. Aici, cabana Diana, nu mai este funcțională. Casa Iustin, multe construcții noi în zonă. Undeva pe acolo făceam noi traseu, așa, da. Spre cota 2000. Spre cota 2000. Și coboram în Sinaia. Și de acolo coboram la 1400, Sinaia. Se fac foarte multe trasee, pornind de aici, din Padina. Peisaj de vis.
De fapt, acesta nu este râul Ialomița. Știi ce este? Ce este? Sunt lacrimile mele că plec acasă. Oh! Da, chiar îți pare rău. De câte ori plecăm din Padina, îmi vine să plâng. Da, ceva mirific. Cu siguranță avem multe locuri frumoase în țară, dar aici e locul nostru de suflet. Acolo este hotelul Belmont, unde s-a filmat team building. Să oprim aici la turbărie. Aici, în traseul nostru, este turbăria Lăptici. Am mai fost cu fetița noastră când era mai micuță. Haideți să mergem să o vizităm. Sunt multe panouri informative. Uite, despre Schnappon. Ce am întâlnit noi pe traseu când am coborât de la Omu. Se găsesc în zone sub stratul de zăpadă. Da, pe exact, ai văzut pe subversanții, pe jos. Da, pe... da. Haideți să vedem toată zona. Ui. Tritonul Carpatin. Seamănă cu șopârla, da. Dar are o culoare mai închisă. Da, burta ar fi roșiatic, așa. Cam greu de văzut că sunt negri. Ce floare interesantă, bumbăcărița. Bumbăcărița. Seamănă cu bumbacul. Vezi, ca un ghem de vat. Da, 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 păi arată acolo, dar acolo cred că în momentul când este uscată deja floarea și așa, este în vegetație. O specie de mușchi foarte frumos. Zonă frecventată de urși. Nu am rezistat să nu mai facem un popas aici, la lacul Bolboci. Sandu servește porumb. Da, uitați, ați văzut așa porumb pe băț. Așa cresc la munte. Și îl mănânc așa, cu numuși din el. Au bobițele destul de mari. Eu nu sunt fan. Am avut poftă. Undeva în zona aceea este lacul Scropoasa. Acolo dorim să ajungem. Acesta e barajul. Am ajuns lângă camping Zănoaga, am parcat mașina aici, este o parcare destul de mare. Pentru cei care doresc să facă traseul către lacul Scropoasa, puteți parca aici. Haideți pe traseu! Ce faci? Ești pregătită de traseu? Abia aștept. Da. De câte ori am făcut noi traseul ăsta?
De 3 ori. Asta e a patra oară. De 2 ori am fost doar noi doi. Și a treia oară am fost cu fata noastră și iubitul ei. Și acum îl facem tot în doi. Deocamdată nu văd pe nimeni pe traseu, dar cu siguranță ne mai întâlnim și cu alți munțomani. Da, este mai liber pentru că e în curs săptămânii. Aici este campingul Zănoaga. Pentru cei care doresc să cazeze în natură, să se gospodărească, să facă grătar, să... Este foarte frumos amenajat. Aceste căsuțe. Loc de parcare găsiți. Chiar frumos. Am plătit un tarif de vizitare. Pe traseul Zănoaga Stropoasa. Obiectivele în zonă sunt cheile Zănoagei, lacul Stropoasa, cascada 7 izvoare și cheile Orzei. Oriunde mergeți pe suprafața Parcului Natural Bucești, trebuie să achitați un tarif în cuantum de 10 lei de persoană, care este valabil 3 luni pe toată suprafața parcului. Vă mulțumim! Mulțumim, vă mulțumim! Zi frumoasă, să aveți! Mulțumim! Și ne-a mai spus că nu avem șansă să ne întâlnim cu ursul, deoarece sunt plecați în concediu. Ei pleacă în concediu la oraș, noi venim în natură la ei. Pe tot parcursul traseului găsim panouri informative. Din loc în loc, băncuțe cu mese pentru popas. De ce nu există tomberoane pe traseele turistice? Atrag animale sălbatice și în plus trebuie să te simți, să nu arunci. Da, ambalajul trebuie luat în rucsac. Traseul spre lacul Scropoasa este acesta, Crucea Albastră. Aici se coboară pe lanț. Dar Vali se descurcă. Bravo, Vali! Super! Dacă ajungeți aici, pe acest traseu, să știți că nu este semnal la telefon. Ce bine la răcoare! Da, e bine la răcoare. Știi cum se numește femeia de râs? Nu. Zi tu! Râsoaică! Râsoaică!
Răsraică. Pauză de hidratare. Mulțumesc. Îi dăm și lui ceva. Da, îi dăm. Uite, am întâlnit ursul. Ah, în poză l-am întâlnit. Te-ai răcorit? Da, m-am răcorit. Verișoara mea, Sanda, întreba ce facem dacă ne întâlnim cu urs. Simplu. Am fluierul. O taie. Ia, cum face urs? Se sperie turiștii.
iască. Aici este un izvor cu apă potabilă. Ascult bine pe noi. Aici este un popas cu o zonă de relaxare. În weekend poți servi și masa aici. Aici grătarul. Aici este cabana Scropoasa. Eu am ajuns aici prin 90 și ceva, nu mai știu, 93-94, cu școala de ghiz. Traseu făcut iarna. Construit în scop hidroenergetic. Ne aflăm la altitudine de 1197 de metri și am ajuns la lacul Scropoasa. Culoarea este verde smarald. Are o lungime de 2,5 km și o adâncime de 15 metri. Prietenii noștri de pe traseu. Ce culoare frumoasă! Lacul Scropoasa. Se merge pe aici, pe lângă lac.
Ia să vedem până unde pot să merg. Văd că se continuă. Se continuă pe acolo, dar nu mai duc. Și aici a fost construită prima hidrocentrală din România în 1936. Ea este închisă acum. Spectaculos. Dar culoarea apei e ceva extraordinar. Acolo se vede și un tunel. Din ce știu, s-au folosit de acest tunel și în al doilea război mondial. Ce frumos se vede! Rezervat acolo. Rândul 3. Locurile? Loc 6 și... Da, numai locul 1 și locul 2. Facem aici un popas. Scos dulciurile din rucsac. Astăzi ce am în meniu? Batoane. Tot baton? Cu ce sunt ale? Banana. Ciocolată. S-au gândit bine, au pus băncuțele astea aici, că se vede și lacul foarte frumos. Loc de relaxare. Hai, vino și tu. Acum mergem la baraj. Are 27 de metri înălțime. Uite ce interesant, că apa din lacul Bolboci este adusă printr-o galerie săpată în stâncă pe o lungime de circa 3 km și un diametru de 2 m până la castelul de echilibru, de unde coboară prin conducta forțată pe o lungime de încă 400 de metri, în hidrocentrala scropoasă. Ce tare! Hai să vedem! Haide! Îmi dai seama ce s-a muncit aici? Da. Aici vine apa din lacul Bolboci.
Acum mergem la cascada 7 izvoare. Acolo apa se spune că e cea mai pură din lume, pentru că este o zonă nepoluată și trece printr-un câmp magnetic. Ne apropiem de cascadă. Am ajuns la cascada 7 izvoare. Legenda spune că aici veneau dacii să se vindece. Aici se află izvorul cu cea mai pură apă din lume. Ceaușescu ținea izvorul secret. Da, l-a ținut secret și e considerată apă vie. Am făcut ăștia ducurile astea, mai rămân curte. Ce faceți, domnule? Oh, mă relaxam și eu puțin după traseu. M-ai prins. Vreau și eu. Vrei și tu? Mă duc în celălalt. Mai e unul. Te relaxezi? Cum e acolo? Și cine mă dă? Pui un picior jos și te faci așa, te împingi. Ce relaxant este. Se aude, cred. Ține-o bine, Sandu! Hai că nu mai pot să țin! Hai, ține-o! Hercules! Ne întoarcem, suntem pe traseu. Este mai greu la întoarcere. O să avem mult de urcat. Da, o să avem mai mult de urcat. Dar putem.
Acum este bine pe aici. Da, ajungem în zona de pietre și acolo e un pic mai complicat. Sandokan. Tigru malaezian. Mai poți? Mai pot. Și când nu mai pot, mai pot puțin. Dolores. Mai poți? Mai poți! Gata! Final de traseu, a fost o zi minunată, ne-am simțit foarte bine și vremea a ținut cu noi. Ne-am și răcorit în răcoarea muntelui. Acum s-a încheiat și mini-vacanța noastră, dar o să revenim în scurt timp și o să mai facem filmări de pe traseele prin zonele în care o să ajungem. Încheiem aici, sănătate și toate cele bune!